Salutare și bine te-am găsit! Sunt Mihai Tiepac de la eTrade Hub și astăzi voi explica cum poți să folosești un instrument Fibonacci pentru a determina un probabil target de profit. Pentru aceasta voi face o analiză Bitcoin, o analiză, să zic, nu completă, doar pentru a evidenția acest instrument. Este vorba bineînțeles, de instrumentul Fibonacci Extension. Pe TradingView îl găsiți aici sub forma de Trend Based Fib Extension, da? Și vă voi explica și cum să îl folosiți și îl voi aplica apoi și pe prețul curent ca să determinăm un probabil target de profit pentru Bitcoin. Ca o regulă generală, el se aplică pe impuls și corecție. Da? Îl luăm și stabilim impulsul. Cum stabilesc eu impulsul? Mă folosesc de minimele și maximele volumelor histogramei MACD, fiindcă este mult, mult mai simplu. Prin urmare, consider că am un impuls începând de aici, pentru că am un minim pe histograma MACD. Îl trasez pe toată durata acestui impuls, apoi următoarea linie pe corecție până în vârful corecției. Haideți să vedem ce ne spune acest instrument. Instrumentul ne spune nivelurile probabile la care poate să ajungă următorul impuls după această corecție. Simplu, atât de simplu. Primul nivel important care ar putea să fie ca target de profit este 0618, a fost atins, apoi 0786, unde avem și o linie importantă de nivel, acest target de profit a fost atins, după care nivelul 1 Fibonacci a fost și el atins și l-a și depășit puțin. Bun. Haideți să mai folosim și pe următorul impuls, da? Îl retrasăm, deci avem de data aceasta, acesta este minim, da? Și spunem în felul următor, impuls, corecție, de data aceasta deoarece observăm și să vedeți și înregistrarea cu divergențe. Deja s-a format o divergență pe aceste două maxime. Impulsul nu a mai avut forță și targetul de profit s-a oprit la 0618. Haideți să vedem acum și cum putem să-l trasăm pe o mișcare descendentă. La fel, impulsul vine din acest maxim până în minim, așa cum ne arată și histograma MACD și primul target de profit care a fost atins este la nivelul 1, este și linie de nivel, după cum bine se vede, și următorul target de profit 1.618, target de profit atins. Este și o linie de suport importantă. Atât despre cum se trasează și cum interpretăm Fibonacci. Bineînțeles, el poate să fie trasat pe orice time frame, dar atunci se consideră impulsul și corecția pe acel time frame unde noi îl trasăm. Regula, așa cum ați văzut, este foarte simplă și acum haideți să facem o analiză a unui probabil target de profit pe această mișcare ascendentă pe care o are Bitcoin. Da? Luăm instrumentul Fibonacci Extension, avem acest impuls, minim, maxim, corecție și ce ne spune? Prim target de profit, 1 Fibonacci, a fost atins. Următorul target de profit, însă, este 1.618 și am să trasez aici o linie de nivel. Deci, următorul target de profit ar putea să fie 78.157 la Fibonacci Extension. Și așa,
curând în mare, hai să lăsăm și un alt probabil target de profit, 126.000. Bun, acum, trebuie să ținem cont de un lucru, că acest Fibonacci extension a fost trasat pe daily. Deci, odată atins acest target de profit de la nivelul 1, ar putea să fie finish-ul acestei mișcări ascendente, cu toate că dacă veți urmări, iarăși vă fac o trimitere către înregistrarea cu divergențe și înregistrarea cum să folosești corect MACD. Aici am spus că avem o convergență, prin urmare eu mă aștept ca această mișcare ascendentă să continue și nu observ niciun fel de divergență bearish. Cum să determinăm atunci un alt target de profit probabil pe această mișcare a Bitcoinului? Și atunci vom face un alt lucru, ne vom muta pe un alt time frame, și anume pe weekly, și vom considera în felul următor. Avem o mișcare impulsivă începând de la acest minim, pentru că avem acest minim pe volumul MACD negativ, da? Avem un maxim în această zonă, după care mișcarea corectivă. Haideți să trasăm Fibonacci după aceleași reguli, da? Impuls și corecție. Bun. Dar suntem pe weekly. Ce ne spune Fibonacci? Un prim target de profit. Bineînțeles, toate aceste niveluri sunt posibile sau probabile, mai bine zis, nu posibile, orice este posibil, probabile target-uri de profit. Observăm că 0786 Fibonacci Extension coincide cu același nivel pe care l-am trasat cu nivelul 1 pe time frame-ul daily. Deci eu consider că aici la zona 78 va fi o zonă importantă, dar următorul target va fi 1. Și dacă ne mai uităm noi puțin, ar mai fi încă un target aici la 1618, în zona 130-129. Deci avem un probabil target de profit maximorum la 120-125, este o zonă, și mai avem probabile targeturi de profit între zona 78 și 92. Da? Între aceste două zone avem probabile targeturi de profit pentru această mișcare a Bitcoinului. Cam atât pentru a explica acest instrument pe care, mă repet, îl vedeți aici, acest Fibonacci Extension sau Trend Based Fibonacci Extension. V-am explicat cum se trasează și cum puteți să interpretați rezultatele lui. Așa că cei care sunt pe buy pe Bitcoin, îi rog să urmărească atent evoluția prețului. Până atunci, ca de obicei, tranzacții fericite și să ne revedem sănătoși. Numai bine!